intru direct în subiect, să ne fie rușine. Să ne fie rușine pentru ce am făcut din trecut. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu aveau niciun drept să facă ceea ce am făcut. Spun asta cu toată responsabilitatea. Sunt un om echilibrat, un om care totdeauna încearcă să ofere fotbaliștilor tot ce e mai bun. De când am venit aici, nu le-a lipsit absolut nimic jucătorilor. Nu sunt, nu cred că greșesc când spun chestia asta, că nu sunt în prima ligă 5 echipe care au condițiile pe care le-a avut Dinamo în aceste luni. Și mă refer aici la tot. De la bucătar personal propriu, al echipei, până la aspectele financiare, care nu au fost întârzieri extraordinare, au fost totul aproape la zi, deplasări cu avionul, hoteluri de 5 stele, pentru că așa consider că trebuie să tratezi jucătorii. Să le oferi totul, să le cer totul în schimb. La ceea ce au făcut ei este o mare pată pe brațul acestui club. Tot ceea ce am încercat să realizăm în lunile astea, au dat cu piciorul într-o zi. Și nu aveau absolut niciun motiv. Știu, cunosc realitatea fotbalului românesc. 2 luni de întârziere nu este tragedie. Mai ales când i-am rugat personal să aștepte, pentru că în această săptămână se vor rezolva din aceste probleme. De asta sunt foarte supărat, pentru că tot ceea ce am încercat să construim în lunile astea, am stricat într-o zi și săptămâna asta pentru mine a fost una extrem de complicată. Acest grup de jucători a picat testul loialității. Loialitate față de acest club, în primul rând, și față de oamenii care le-au plătit salarii, care le-au reparat vestiarele, care le-au trimis mâncare. Față de acești oameni, au picat testul ăsta. Iar eu nu accept lucrul ăsta. Încă o dată vă spun. Știu toate problemele. Știu exact ce probleme are fiecare. Sunt foarte dezamăgit pentru că acum o săptămână, eu personal și în perioada asta, am simțit să ies, să fac publice problemele pe care le are echipa. Și am tras semnale de alarmă. Sunt probleme. Pentru că am simțit că n-au avut răbdare. Au făcut grevă. Nu s-au antrenat. Și uitați-vă în ce moment am ajuns. Ne-am întors de unde am pornit. Trebuie să reconstruim totul. Încă o dată, față de acești suporteri n-aveau voie să facă. Față de mine, eu sunt obișnuit. Eu fac meseria asta din pasiune și nu aștept nimic în schimb de la nimeni. Dar față de ei și față de clubul ăsta, care este într-un moment delicat și pe care eu am avut senzația că îl înțeleg și că n-au venit aici pentru bani, pentru că eu am ieșit și am spus asta. Eu băgam mâna în foc pentru acest grup de jucători. Că nu au venit aici pentru bani. Pentru că toată lumea când a venit aici a știut unde vine. De la primul până la ultimul jucător străin. În frunte cu mine. Sunt lipsuri. Au fost lipsuri. S-a retrogradat. Cei care vin la Dinamo să se împlinească financiar. Cei care vin la Dinamo ca lucrurile din punct de vedere material să fie așa cum sunt în alte părți, n-au ce să caute aici. Cu tot respectul. Am nevoie de jucători lângă mine cu care să mă identific. Care să creadă în obiectivul clubului și să aibă un prag de suferință dincolo de... Nu le cer sacrificii, nu știu, enorme. Le-am cerut o săptămână să aibă răbdare. În condițiile care aveam 2 luni de zile întârziere. Le-am cerut mult. Nu le-am cerut. Vă spun eu că nu le-am cerut mult. Nu aveau niciun motiv să facă ceea ce au făcut. Încă o dată.
Și acum o să începe să speculați, pleacă unul, pleacă altul. Nu am nimic absolut cu nimeni personal. Vreau lângă mine oameni care să fie motivați dincolo de aspectul material. Dacă ești motivat și, încă o dată, nu condamn pe nimeni. Un om e motivat de bani. La Dinamo nu vii astăzi să câștigi bani, e simplu. La Dinamo astăzi poate să-ți ofere alte lucruri. Poate să-ți ofere pasiune, poate să-ți ofere apartenența la un club imens, cum e Dinamo, și n-ai voie să înșeli așteptările oamenilor. Nu ale mele. E o meteahnă care se perpetuează de ani de zile. Una, două, o problemă, facem grevă. Ok, le-am spus și asta. Facem grevă, este ultima pe care o facem. Și eu frunte cu voi. Dar până să ajungem la grevă, trebuie să dialogăm, să chemăm oamenii, să întrebăm. Eu cred că am făcut multe lucruri pentru ei și eu le-am garantat personal că săptămâna asta se rezolvă. Și au făcut invers de cum le-am cerut. Încă o dată. Nu am nimic absolut cu nimeni. Sunt unii oameni care au diferite resorturi de motivație. Vreau la Dinamo azi oameni care vin pentru un ideal. Nu știu câți dintre ei au văzut tribuna plină la Brașov, înainte să întâmple, la Dinamo, da? În care le strigau numele și aplaudau. Lucrurile astea nu se cuantifică în bani. Asta le-am cerut. Asta le cer și suporterii. Nu le cerem să câștige toate meciurile. Cei care rămân aici să fie motivați de asta. De un ideal care merge dincolo de aspectele materiale. De asta sunt supărat. De asta am fost supărat pe ei. Că am picat testul ăsta la care am muncit ca nebunii 5 luni de zile. Răzvan, Vlad, suporterii, suferință, noi, staful tehnic. Încercăm să le punem la dispoziție cele mai noi metode. Ne spargem creierii. Să facem în așa fel încât să-i respectăm, să nu-i jignim, să-i tratăm cum se tratează sportivii adevărați, mari. Nu e interesat pe niciun. O luăm din nou de la zero. Pornim de la același punct. Dar încă o dată. Mie nu-mi place să fiu șantajat. Suporterilor lui Dinamo nu le place să fie șantajați. Noi nu ne ducem să forțăm oamenii să le băgăm mâna în buzunar. Păi cine șantajăm? Nu ieșim la antrenament. Cui să-i spunem asta? Oamenilor care plătesc în DDB? Oameni buni, noi nu mai ieșim la antrenament dacă ne dați banii. Să facă lucrul ăsta undeva unde există un patron, unde mușchii lui, cum se întâmplă de foarte multe ori în România, nu vor să plătească jucătorii. Pentru că avem noi împământenit așa că dacă le dau banii mai rar la jucători, răspund mai bine. Ceea ce e o tâmpenie. Dar la noi nu e cazul. Când au fost banii în club, primul lucru pe care l-a făcut Răzvan cu Vlad, s-au plătit salariile. Deci, încă o dată. Eu nu mai accept jucători care să vină să pună condiții de maniera asta. Mai ales în situația asta. În altă parte, încă o dată vă spun. Și poate și eu aș fi supărat dacă știi că am un patron care vine să vină banii buzunar și după nu vreau, că nu-mi place cum a jucat echipa, că nu-mi place cum a jucat ăla, că nu-mi place. Nu e cazul. Nu era cazul la noi. Da? Deci, asta este situația. Încă o dată, veți vedea că, bine, unul pleacă, altul, n-am nimic absolut cu nimeni, nu să rămână lângă mine, doar jucătorii care cred în acest ideal, care cred în obiectivul care în vară era imposibil și de care ne-am apropiat puțin. Am dat speranțe oamenilor, am dat speranțe clubului, celor care cred în noi și o să continuăm tot pe drumul ăsta. Dar la drumul ăsta te hamă niște oameni care au altfel de valori, altfel de idealuri. Eu vreau să am lângă mine doar astfel de oameni. Încă o dată, unii au anumite nevoi, nu arăt cu degetul spre nimeni, dacă nu se poate, le-a spus și lor, luați-vă geanta și plecați acasă. Când am venit, prima discuție pe care am avut-o cu ei, le-am spus,
Există cineva care din diferite motive nu poate suporta presiunea, problemele care sunt în momentul ăsta la club? Am avut două mâini ridicate. I-a buftit afară. Același lucru spus și acum. Cine nu acceptă situația, e liber să plece, să meargă, să-și rezilieze contractul. Să vorbească cu președintele, să-și rezilieze contractul. E simplu. Asta m-a fi spus. Stai, foarte bine, o să lucrez. Păi nu cred, nu sunt și ei supărați acum de ce ai zis?